Irina Dăncescu este de meserie economist, dar de când a devenit mama a doi băieți năzdrăvani, a început să caute activități pentru aceștia. Tot căutând, s-a trezit că a pus bazele unei viitoare afaceri într-o parte a propriei locuințe. Spunem viitoare pentru că atelierele pe care le face pentru micuți în centrul ei educațional sunt la început, dar prind bine în Ploiești. Ca dovadă, pe pagina de Facebook a centrului sunt acțiuni până la începutul lunii aprilie, aproape în fiecare zi. Ideea a pornit chiar de la copiii mei. Copiii mei erau într-o perioadă în care nu mai vreau să petreacă timp cu mine și atunci a trebuit cumva, dorindu-mi foarte mult lucrul ăsta, să-i fac să vină spre mine. Și atunci n-a funcționat numai cu ei, numai încercând să-i angrenez pe ei în activități interesante și drăguțe, dar odată ce au venit și alți copii, cum erau și obișnuiți în colectivitate, le-a prezentat interes. Așa, ușor, ușor, au venit și ei și acum sunt cei mai mari fani ai activităților. Ce activități faceți aici? Facem o mulțime de activități creative și relaxante, pentru că, de fapt, la noi ideea este de libertate, de foarte multă libertate. Și indiferent ce creăm, ei au cel mai mare input, în sensul că sunt ghidați în cazul în care au nevoie. Dacă nu au nevoie, își creează singuri povești, personaje. De fapt, asta era și ideea, să înțeleagă că nu totul se cumpără, nu toate jucăriile trebuie să arate ca personajul din desene animate sau știu ce își doreau ei, și să își creeze singuri poveștile, tablourile. Facem o grămadă de activități, că de fapt asta m-a întrebat. De la tablouri senzoriale cu scoici și materiale de vară, nisip, frunzulițe, până la lână împâslită, croșetat cu părinții, mai puțin cu copii, dar lor le place rezultatul. Modelat, mozaic, desen, foarte multe lucruri facem. Ai un colaborator care te ajută să... Am mai mulți colaboratori, da. Am mai mulți colaboratori, fiecare specializat pe ceva anume, să zic. Am un colaborator care mă ajută la activitățile de materiale reciclate. De exemplu, la partea cu croșetatul la fel, e tot așa o mămică foarte talentată și colaboratoarea mea de la lână și ea la fel este o mămică foarte dedicată acestei activități și le fac cu mare drag și mare plăcere și atunci pentru copii e mai mult decât o poveste. Cât stau aici atunci când vin? De câte ori pe săptămână pot veni și cât timp își petrec aici? Rar vin aceleași persoane de mai multe ori într-o săptămână, dar avem de 2-3 ori pe săptămână avem activități. Își doresc să revină de obicei la cea la care participă și de obicei așa se și întâmplă. Și cu durata niciodată nu durează cât estimăm la început. Cam niciodată, pentru că ei întotdeauna își doresc să ia pauză. În pauză sunt liberi să se joace, să socializeze, să facă ce vor ei să facă, să exploreze, că de fapt ăsta e primul lucru pe care îl fac când vin aici. Și atunci activitățile ar fi în jur de o oră și jumătate, două. Dar în general ne întindem spre 3 ore, cât mai rămân la joacă și cât nu-și doresc de obicei să plece de aici. Și atunci îi lăsăm... Deci copiii tăi și-au făcut prieteni, tu bănuiesc că ți-ai făcut prieteni. Da. S-ar putea numi deocamdată o afacere? Nu, n-aș putea să spun că e o afacere, nu. Adică încă lucrezi? Bineînțeles, încă lucrez. E un gen de part-time job, dacă l-aș putea numi așa. Tu la bază ce ești? Eu sunt economist la bază, dar întotdeauna eu de mic am vrut să mă fac profesor, de exemplu. Am vrut să mă fac profesor de engleză. Și atunci cumva văd că și la vârsta aceasta am ajuns de fapt să lucrez cu copiii. Probabil că de fapt asta era ideea. Și nu ești încă în măsura în care să renunți la serviciul tău. Și să te dedici total? Nu, încă nu. Cum vezi activitatea în următoarea perioadă?
Adică cum ai putea să o dezvolți ca să se transforme într-o afacere? Greu de spus. Lucrurile se schimbă destul de mult de la perioadă la perioadă. Văd și în sensul oamenilor care participă, și în sensul activităților care prezintă interes. Bănuiesc că prin mai multe activități și mai multe activități făcute într-un mod aparte, cum am zis că le facem și pe cele pe care le facem deja, de exemplu. Cei care revin, revin în primul rând pentru că au această libertate de care vă vorbeam puțin mai devreme. Se exprimă prin ceea ce fac și atunci cumva eu asta urmăresc. În principal, ca ei să se exprime, să învețe să se exprime și în modul ăsta și mai apoi să învețe să se exprime și între adulți și cu noi cei care avem nevoie să știm ce fac ei. Și atunci cumva și în continuare am să îmbin activități din acestea creative pe care nu le fac de obicei în altă parte, pe care nu le fac la grădiniță sau știu eu în alte zone în care merg. Și combinat cu acest impuls de a se exprima mai mult. Ar fi o idee să le organizeze aici cu noi prieteni zilele de naștere? Bineînțeles, da. Deja facem lucrul ăsta, așa încerc de strâns să zic așa, dar cel puțin copiii mei așa fac. Și mai avem câțiva prieteni care își doresc să facă același lucru. Și într-adevăr se întâlnesc și între prieteni și cu adică spațiul noi. Este da. Excursii, să organizezi excursii, crezi că ar fi prea mult? Da, nu m-am gândit diverse obiective. Nu m-am gândit chiar la excursii la propriu, dar m-am gândit la activități în aer liber. Aici în general vara, de exemplu, și de câte ori ne permite timpul, stăm afară în curte și facem activitățile, bine, plus joaca, asta nu mai punem. Și chiar mă gândeam ca pentru sezonul cald, că tot se apropie, mă gândeam să facem activități în natură și ieșiri în natură. Nu m-am gândit să le numesc chiar excursii, dar cumva spre asta atind. Dar or să fie așa, cu caracter de explorare mai mult. De explorare și de... nu știu... tot așa, cumva comunicare și să înțeleagă și să vadă mai mult decât ceea ce am putea noi să le arătăm. Știți, noi de obicei când ne plimbăm pe stradă ne uităm mai puțin la copac, la floare, la știu eu ce lucruri de genul ăsta. Și atunci ei cam uită. Noi fiind așa zoriți și grăbiți, hai să mergem să ajungem la punctul X, nu mai petrecem timpul ăsta. Eu chiar am observat lucrul ăsta la copiii mei care, de exemplu, acum se sperie de insecte. Deci nu m-aș fi așteptat la asta. E bine, copiii, dar dacă n-au văzut o găină, de exemplu, s-ar putea să se sperie exact. Și de găini. Și atunci am zis, ok, cum vine vremea caldă, o să ieșim, să le studiem, să le vedem, să vedem că și ele fac parte din lumea noastră, că n-avem de ce să ne speriem de lucruri din astea. Și la fel și cu natura, și la fel și cu animalele, și la fel și cu, nu știu, știu eu ce altceva, formele de pe cer din nori pe care le vedeam noi când eram mici. Și lucruri de genul ăsta, mai mult decât o activitate la muzeu, mai mult decât, nu știu, genul ăsta de activitate bine bătută în cui, așa. Tu ești economist, deci ai idee despre cum ar trebui să arate o afacere pe profit. Da. Ai studiat, adică îți dorești să te dedici acestui lucru, ai studiat cam cum ar trebui să rupi piața, nu știu, pe acest segment? Că mai sunt astfel de centre. Da, mi-aș dori foarte mult să fac lucrul ăsta. M-am gândit cum să fac lucrul ăsta și o să devenim din ce în ce mai vizibili. Deocamdată, centrul este promovat doar pe pagina de Facebook și de copii și părinții care participă la ateliere. Am avut într-adevăr și câteva materiale din acestea create de noi, puse, știu eu, la birouri sau ceva de genul ăsta. Dar până acum n-am avut o promovare serioasă. De acum încolo, în schimb, la asta lucrăm. Cam câți copii vin? Per activitate sau în general? În general, per total.
n-a ști să zică, sau oscilează, adunat destul de mulți copii în care ne-au vizitat. Da, oscilează, oricum la activități sunt între, nu știu, undeva la minim 4 copii și până pe la 10 copii, nu mai mult de 10 copii. Pentru că nu se poate lucra cu da, foarte da, mulți, da, nu? Da, 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 da. Între ce vârste ar fi? Să știți că am avut inclusiv bebeluși, nu la activități, dar la întâlnire de socializare. Bebeluși de la 6 luni în sus, să zic. Nu știu dacă au fost și mai mititei. Dar da, ba da, au fost și mai mititei. Noi, în general, avem grupele mixte. În general, aici, nu sunt grupele clar bătute în cuie între 6 și 7 ani, între 2 și 3 ani. Și atunci și bebelușii cei mici socializează mult și interacționează mult mai bine cu copiii un pic mai mari, care vin la ei, îi studiază, îi cumva antrenează în ce pot ei să facă acolo. Și atunci, într-adevăr, multă lume m-a întrebat de ce nu am grupele bine delimitate, care vrea să participe la activități caracteristice vârstei. Dar pentru noi asta este ideea. Am văzut că învață unii de la ceilalți cel mai bine. Pe de și altă atunci parte... am avut până la 12-14 ani, am avut chiar și o elevă clasa 12-a care a făcut desen cu copiii, până la, v-am zis, bebeluși de la 6 luni. Pe de altă parte, atunci când devin mai mari, nu știu, de la 9 ani în sus, nu prea mai vor să se joace cu copiii, da, mici și foarte mici. Da, că da, da, ce, da. Este mic, cum să mă joc eu cu el? Da, nu, avem și activitățile cu lână în special, pentru că acolo se lucrează cu ace, de exemplu. Acolo avem categorii de vârstă mai mari. Mai rar sunt copii mititei de, nu știu, 3-4 ani. Dar cam de la vârsta aceea se începe. Și, în general, într-adevăr, acolo sunt copiii aceștia de care povestiți de la 8-9 ani în sus, cărora le place să facă lucrurile acestea din lână. Ce ți-ar trebui ca să fie totul așa cum te-ai gândit tu? Mai mult timp? Da, clar, mai mult timp. Clar, mai mult timp. Cred că dacă aș face doar asta ca job, atunci cred că aș avea suficient timp și pentru documentare, și pentru implicare, și pentru promovare, și pentru invitații, și absolut tot ce presupune genul ăsta de activitate. E vorba de risc? Nu poți să-ți asumi deocamdată riscul? Că este un risc. Sinceră să fiu, nu cred că... Nu, nu la risc m-am gândit. Pentru că la urma urmei... Nu există un scenariu cel mai rău posibil. Indiferent cum ar fi lucrurile, se rezolvă într-un fel sau altul. Și alt job, și care profilare, și știu eu ce. Deci nu asta am pus pe primul loc. Pe primul loc, cumva, cred că tot viața de familie nu mi-a permis să zic așa, să mă implic total aceste activități. Tot copiii merg la grădini și știu că mami merge la servicii, la birou și așa mai departe, pe când dacă aș sta la centru de activități, sigur, nu ar mai vrea să meargă nici la grădiniță, nici la școală, nici în alte zone. Ar considera că e nedrept. Și atunci ne mai pregătim puțin pentru saltul ăsta. Dar în câțiva ani... Da, da, așa îmi doresc. Așa îmi doresc ca în câțiva ani să fie o afacere, să fie o afacere care să antreneze mulți membri din societate, de aici, de la noi, din Ploiești, să fie o mică comunitate. Cam așa se și conturează lucrurile și, de fapt, ca și țel, acesta ar fi și pentru mine. Să ne întâlnim oameni cu aceleași dorințe, scopuri, obiective. Copiii noștri zic că sunt destul de aglomerați cu ceea ce fac la școală, cu activitățile din timpul liber, dacă pot să le spun așa, gen cursuri și alte lucruri de genul ăsta. Și atunci cred că libertatea asta și socializarea și ieșirea în natură și așa mai departe, mai ales dacă sunt într-un grup de prieteni,
o să aibă un impact foarte mare asupra lor. Cel puțin la copiii mei se vede o schimbare foarte mare numai câteva luni. Sunt mult mai deschiși, mult mai dornici de a face lucruri, mult mai dornici de a crea și au ei idei. Acum au ei idei. Laboratoarele ProWater Ecosystem oferă servicii de analize pentru ape uzate industriale, menajere și de răcire, dar și determinări de noxe profesionale în mediul ocupațional. ProWater Ecosystem. Respect și integritate pentru mediu, calitate și conformitate pentru ape. Fax Media Consulting, numărul 1 în formare pentru instituții publice. Fax Media Consulting, peste 18.000 de cursanți, consultant pentru 2.500 de instituții publice, manager în proiecte din fonduri nerambursabile. Fax Media Consulting, performanțe obținute prin profesionalism. Protest pe scările sediului Agenției de Mediu Prahova din Ploiești. 18 angajați au stat timp de 2 ore în fața sediului pentru a transmite guvernanților că se simt jigniți, având în vedere că majorările salariale nu i-au cuprins și pe ei. Deși au studii superioare și mulți ani de vechime, oamenii au salarii foarte mici pentru munca pe care o depun. În primul rând, pe noi ne nemulțumesc salariile și lipsa de respect cu care ne tratează guvernanții, respectiv Ministerul Mediului. Și dorim să atenționăm că vrem să fim și noi luați în seamă cu doleanțele noastre. Nici acum, după majorările salariale, nu sunteți mulțumiți sau? Care? Noi din 2009 avem același salariu. Deci nouă nu ni s-au majorat salariile. Eu am 30 de ani vechime în muncă. Aici lucrez din 1990. Și iau în mână un salariu de 2100 de lei, cu studii superioare, sunt la nivelul maxim, ca să zic așa, consilier superior, deci ăsta este salariul. Lucrăm cu proiecte europene, lucrăm cu proiecte de importanță pentru județ, avem responsabilități mari, dar noi ne facem treaba, deci nu am blocat până acum niciun proiect, conform legislației derulăm toate aceste lucrări, dar dorim să fim și noi salarizați corespunzător. 29 de ani vechime. Și aveți cât? 1537. Este salariul de încadrare, netul este 12 și 1200 și ceva. Cum este? Cum vă simțiți? Umiliți, oarecum. E foarte greu. Dar de ce dumneavoastră nu vi s-au mărit salariile acum cu majorările acestea? Eu nu știu, nu am o explicație. Avem niște salarii mizerabile. Toată lumea, Consiliul Județean, Primăria, toată lumea au salarii mărite. Mediu, că suntem 900-1000 de oameni în toată țara, nu ne bagă nimeni în seamă. Responsabilități. Peste măsură. Pentru a avea niște salarii mai mari, pentru respect, pentru condiții decente de lucru și, în afară de asta, pentru o legislație care să fie coerentă și care să ne ajute în desfășurarea activității. De cât timp lucrați la ATM? De 17 ani. Și aveți un salariu de cât? De 2000 de lei. De 2000 de lei după vreo 17 ani de muncă aici și destul de multă activitate, pentru că personalul este insuficient. Este insuficient și atribuțiile pe care le avem sunt depășite de lucrările pe care le avem. Directorul instituției își susține subalternii în acest demers. Da, îi susțin și pentru a le crea cât de cât un cadru legal am acceptat și le-am acordat cele 2 ore de recuperare pentru a nu avea probleme după aceea cu salariile. I-am susținut și înainte prin adresele pe care le-am făcut către Agenția Națională și către Minister, prin care aceste solicitări le susținem pentru mărirea salariilor. Iar ca beneficiarii, deci populația să nu aibă de suferit, am decalat toate activitățile de decizii după ora 12, i-am anunțat din timp, și ne vom face programul în continuare ca să nu aibă de suferit beneficiarii.
salariile mici. Se simte asta și în performanțele profesionale? Foarte. Nu pot să spun că se simt în performanțele profesionale pentru că cerința este mare. Știți că aici este o presiune foarte mare, în primul rând pe zona de monitorizare, să asigurăm. Deci cerința ca să fim profesioniști este puternică, presiunea este puternică, mai ales aici în Plăiești, și într-adevăr salariile sunt foarte mici. La nivel național, angajații de la mediu amenință cu declanșarea grevei pe perioadă nedeterminată dacă nu le vor fi soluționate doleanțele. Târgul de turism Expo Vacanța a reunit și anul acesta mai multe agenții de turism care au venit cu oferte bogate pentru prahoveni și nu numai pentru ei. Litoralul românesc sau cel al vecinilor, muntele nostru sau al altora, dar mai ales promovarea Prahovei cu obiectivele sale turistice, pentru toate au existat oferte avantajoase. Din punct de vedere turistic avem enorm de multe de demonstrat, nu doar Valea Prahovei, avem Valea Teleagenului, zona Slănic, zona Cheia, sunt zone neaccesate, puțin cunoscute. Avem, de exemplu, acum am venit cu muzeele din Prahova la târg, vor avea momente de prezentare. Avem Filarmonica din Ploiești, Teatrul din Ploiești, care a venit să se promoveze prin intermediul acestui târg. Vom avea, chiar acum e în desfășurare, un atelier de creație cu flori. Vom avea atelier de I de la Breaza, iarăși o zonă necunoscută. Și multe, un târg cu foarte multe ingrediente care să arate Prahova așa cum este, foarte frumoasă. Am încercat să aducem câte ceva din toate, inclusiv clubul de turism și arte Escamont, care se ocupă foarte mult de drumeții montane și în același timp și de fotografie, au un panoul lor de escaladă, tocmai pentru a prezenta toți munții din Prahova. Este prezent, vor avea și ei atelierul lor. Multe ateliere, multe momente, în principiu câte un pic din toate, să fie rețeta completă. Chiar dacă suntem la jumătatea lunii martie și vara se apropie cu pași repezi, tot mai există oferte early booking, ne asigură operatorii din turism. Cea mai mare noutate ar fi pachete de avion pentru băile Felix, pe pachete interne cu avionul. Deja cei de la Blue Air au introdus curse, foarte multe curse interne, la tarife foarte avantajoase și am venit cu pachete pentru hoteluri de 3-4 și 5 stele în băile Felix pentru lunile iulie și august. Pachetele încep de la 1540 de lei de persoană pentru un sejur de 7 nopți cazare cu demi-pensiune, bilet de avion dus întors inclus și transfer aeroport-hotel incluse. Deja o să fie mult mai mulți turiști pentru că, până la urmă, distanța foarte mare îi oprea pe mulți, nu? Asta este și speranța noastră. Sunt multe stațiuni care sunt greu accesibile, cum este și Băile Felix, unde s-a investit foarte mult în ultimul timp și încercăm să trimitem mai mulți turiști în aceste stațiuni. Cât pentru extern? Pentru extern și nu numai pentru extern, încă menținem programe de înscrieri timpurii. Pentru extern, destinațiile de pe litoral, Grecia, Spania, Turcia, Italia, reduceri până la undeva la 25%. De asemenea, mai avem încă reduceri de înscrieri timpurii de până la 25% pentru destinații din România, munte, destinații de tratament, dar chiar și Delta Dunării. În continuare, agențiile promovează pachetele turistice pentru vârstnici, o destinație pentru această categorie fiind Malta cea însorită. Avem pachete pentru seniori, persoanele peste 50 de ani pot călători în Malta, tarifele încep de la 299 de euro. Avem și pachete pentru familiile copii, copilul cu vârsta până în 13 ani călătorește gratuit, nu va plăti nici cazare, nici bilet de avion și nici măcar taxe de aeroport. Avem oferte și de all-inclusiv, tarifele de all-inclusiv încep de la 322 de euro, iar pentru cei mai pretențioși propunem un hotel de 5 stele în capitală la tariful de 563 de euro. Cuprinde și biletul de avion? Toate aceste tarife includ 7 nopți de cazare cu mic dejun sau demi-pensiune în cazul pachetelor pentru seniori, biletul de avion cursă charter, se zboară cu Air Malta, bagajul de cală 20 de kg, bagajul de mână 10, asistență turistică în limba română încă de pe timpul zborului, iar din partea agenției au o excursie locală. Târgul a putut fi vizitat pe parcursul a 3 zile, iar cei care nu au reușit să ajungă în molul din nordul Ploieștiului mai au o șansă. Ofertele pot fi găsite pe site-urile agențiilor. Prahova.
Craiova are un nou subprefect. Emil Drăgănescu are 39 de ani și până acum a fost directorul executiv al Direcției de Pază din Consiliul Județean. Ceremonia de învestire s-a petrecut luni în prezența unui reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne, dar și a șefilor județului și directorii de deconcentrate din Prahova. Vizibil emoționat, Drăgănescu a depus jurământul de credință. Eu, Drăgănescu Emil, numit în funcția publică de subprefect al județului Prahova prin hotărârea Guvernului numărul 107 din 2017, depun următorul jurământ de credință în conformitate cu dispozițiile articolului 62, alineatul 6 a legii numărul 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare. Jur să respect Constituția, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect și fără părtinire legile țării, să îndeplinesc conștiincios îndatoririle ce îmi revin în funcția publică în care am fost numit, să păstrez secretul profesional și să respect normele de conduită profesională și civică. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Prefectul județului a urat noului coleg mult succes. Îl cunosc pe Emil de câțiva ani și faptul că a mai exercitat această funcție îmi dă convingerea că în întreaga activitate pe care o va desfășura se va ridica la nivelul de importanță și de demnitate pe care îl presupune exercitarea funcției de subprefect al județului Prahova. Așa cum știu și din discuțiile cu dumneavoastră și cu membrii instituției prefectului, toată lumea se bucură că a revenit în această echipă. Cu siguranță această echipă va da cele mai bune rezultate. Cu siguranță domnul Emil Drăgănescu va fi un coleg care ne va sprijini în toată activitatea pe care o vom desfășura, prin profesionalism, prin transparență și, așa cum spunea și doamna ministru, în momentul investirii mele, vom fi o echipă de oameni pentru oameni. În aceste momente, lui Drăgănescu i-a fost aproape și deputatul Rodica Paraschiv, care era prefect în 2014, când, vreme de 6 luni, acesta a mai îndeplinit funcția de subprefect. Este, într-adevăr, o persoană care este demnă de toată încrederea. Eu vreau să-l felicit în numele nostru, în numele parlamentarilor de Prahova, dar mai ales în numele meu și al domnului senator Radu Oprea, ca foști prefecți ai instituției prefectului Prahova, pentru că activitatea în această instituție nu este doar o durată de timp între hotărârea de numire și hotărârea de eliberare. Este o parte din viața fiecăruia dintre noi, care își pune amprenta puternic pe noi și pe activitatea noastră profesională, și să-și dea seama că de aici din instituție acum are un deputat și un prefect și mai sunt vreo 3 ani, și înseamnă că fiecare are toate căile deschise și fiecare poate să-și urmeze viața care și-o dorește. Emil Drăgănescu a avut mai multe funcții de conducere de-a lungul carierei sale. Din 2005 până în 2010 a fost șef serviciu ordine publică la Poliția Locală Ploiești. Ianuarie-mai 2010. Chiar dacă ești tentat să discuți cu colegii despre alți membri ai echipei, mai bine te abții. Cu atât mai mult dacă ești nou la locul de muncă. Niciodată nu știi cum pot ajunge vorbele tale la cel despre care ai discutat, iar dacă mesajul mai este și deformat pe traseu, cu atât mai rău. Chiar dacă ai ceva de spus, e bine să o faci în față și cu multă delicatețe, pentru a nu ți se duce vestea de bârfitor. Putea spune că e inevitabil să nu bârfim. Poate nu conștient, dar mai în discuții libere mai se ating câteva puncte și Sfatul tuturor ar fi să nu intri în problemele personale, să nu discuți ceea ce nu are legătură cu activitatea profesională. Evită întotdeauna, pentru că lucrurile nu merg spre bine. Poți să cazi în capcană și nu știi cine ți este prieten, nu știi cine ți este aliat, nu știi în ce context vor fi analizate spusele tale. Și bârfa înseamnă degradare până la urma oricăror relații într-un colectiv. Nu sunt. Cât de rău pici în fața colegului care a auzit că ai spus ceva despre meritele lui profesional? Nu poți avea apreciere, deci dacă ești corect, ceea ce vă spuneam, dacă ești corect cu tine și te respecti pe tine și pe celălalt obligatoriu, nu ajungi să bârfești unui om care consider că nu și-a îndeplinit corespunzător
o activitate, îi spui direct. Nu trebuie să discuți cu a treia persoană ceea ce poți direct să o faci. Pentru că spusă neagresiv, orice observație de genul acesta este primită și receptată altfel. Este receptată ca un ajutor, ca un mod de îndreptare, ca un mod care te ajută să mergi mai departe mai bine. Spusă către a treia persoană este de fapt doar o bârfă care poate să fie invidie, poate să genereze stres și neplăcere.